Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la Flash Bonden. Tot singur. Maică, începe ușor să-mi placă, dar nu e adevărat. Diana îți transmit de aici toate gândurile bune și hai odată, te aștept, am nevoie de tine lângă mine. Doamnelor și domnilor, haideți acum să vedem titlurile ediției. Dinu Maxer începe 2022 cum nu se poate mai bine. L-a salvat pe tatăl său de cea mai complicată boală. Aflăm povestea la Flash Monday. Influencerița Sensi a primit inelul și a spus da, se pregătește de nuntă, dar pe Mire îl ține secret. Pe teren e fiară, dar acasă miel. Zlatan Ibrahimović și-a găsit nașul într-o făptură blondă. Cum îl ține soția la respect, vedem la Flash Monday. Dinu Maxer a trecut prin cele mai cumplite momente. În urmă cu 13 ani, tatăl său a fost diagnosticat cu o boală cumplită. S-a chinuit enorm să scape, să rămână sănătos, dar acum, în pandemie, totul a recidivat și viața i-a târnat de un fir de păr. Dinu, doctor cu acte în regulă, i-a fost mereu alături, iar acum reușește să sufle ușurat. Părintele lui a reușit să iasă câștigător din lupta cu maladia cumplită. Ion Maxer, tatălui Dinu Maxer, a fost diagnosticat cu cancer de prostată în fază terminală în urmă cu 13 ani. O minune a făcut să țină maladia sub control și chiar credea că a scăpat. El e staționar de vedere al bolii, dar mare căderi și atunci în momentele alea intervine băiatul cel mare, chiar dacă nu e medic practicant. Am învățat atâta și am manageriat boala. Pentru mine este o victorie fantastică că după 14 ani de când a fost identificat cu adenocarcinom de prostată, el este în momentul acesta vindecat. Vindecat în proporție cam de cât? 100%. Dinu Maxer a absolvit facultatea de medicină, însă nu a profesat nicio clipă ca doctor. Cântărețul a avut însă grijă non-stop de tatăl său și a monitorizat foarte atent boala. Numai că anumite lucruri care s-au întâmplat pentru această vindecare, de pildă radioterapia, a lăsat mici sechele care trebuie tratate acum. Cu ajutorul fiului său și al medicilor, Ion Maxer a reușit să se vindece complet. Acum este mândru să-și vadă crescând nepoții. Nu e totul bine, dar una peste alta e alături de noi, își pupă nepoții. Fimeu și cu Maisa știu de Bubu, ceea ce este, nu? O încântare. Ai duci des pe acolo, pe la ei? Nu se văd foarte des, e cam greu, dar... Și cu pandemia, boala... Da, dar nu se văd des, dar e o legătură, vezi, sângele. Sângele apă nu se face. Exact. Ești bărbat adevărat, de ai fată sau băiat. Ești femeie realizată, dacă ai băiat sau fată. Kim Kardashian a fost în 2021 cel mai discutat personaj din showbizul mondial la capitolul apariții pe covorul roșu. Care a fost cea mai controversată apariție, vedem imediat în această seară. Se anunță nuntă mare în showbiz, influencerița Sensi a primit inelul, iar acum croșetează planuri de petrecere. A programat totul pentru 2023, e convinsă că atunci scăpăm de pandemie și nu vrea ca evenimentul să-i fie umbrit de restricții. Singurul lucru necunoscut deocamdată e mirele. Îl ține la secret. Influencerița de succes și fată de casă. Sensi se pregătește de nuntă cu alesul inimii sale. Dar cine este alesul oare? Nu știm, că Sensi este tare secretoasă. Oare i-o fi frică că îl fură concurența? Ia zi, se știe ceva de Mire sau e... Viața mea privată, în general, este foarte privată. Lumea care mă cunoaște și, na, știe. Dar pe online nu o să-l arăt. Sensi a fost cerută deja de soție și poartă inelul mândră pe deget. Asta. Și unde a fost cererea? Nu, a fost ceva super intim și super așa, doar a fost mai mult
mai mult profundă decât spectaculoasă, ca să zic. A fost la Cluj. Da. Un oraș frumos, romantic, de altfel. S-a vrut afară, dar nu s-a putut pleca atunci. Sensi a făcut deja și planurile de nuntă pentru 2023. Până atunci poate scăpăm și de pandemie și de restricții. Sunt cerută de ceva timp, avem și nunta programată, urmează, dar... Cât timp ești cerută? Sunt cerută de, cred că, un an și o lună, ceva. Tot în pandemie? Tot în pandemie și da, să vedem acum. E programată pe 20 mai 2023. Îmi doresc să nu mă agit. Deci jur, cred că o să-mi iau un ajutor. Vreau să fiu o mireasă relaxată. Mi-ar plăcea ceva, poate, alb cu auriu, dacă, uite, te-am auzit acum cu culorile, dar nu m-am gândit. S-a gândit, în schimb, la rochile de mireasă, care vor fi 3 la număr. Măi să fie, o face invidioasă până și pe Paris Hilton. Rochile de mireasă. Câte? Începi și tu ca Paris Hilton? Undeva la minim 3. Da, m-am gândit la minim 3, pentru vreau să merg pe fiecare stil. Și sirenă, și prințesă. Vreau să fie și scurtă pentru dansul mirilor. Dacă să mai ai timp, dacă nu o să stai mai de schimbar ochii. Sunt foarte rapidă, să știi. Și dacă tot s-a făcut fată de casă, Sensi a devenit și mare gospodină. Ne-a dezvăluit o rețetă de stămâța în coadă. Am pus prea mult sos de pizza. Și s-a făcut și sos? Și a făcut sos de pizza și s-a făcut ciorbă. Era pizza plină de sos. Era pâine cu... E un fel de ciorbă de roșii de pizza, nu știu. Inițial trebuia să fac pizza și am pus prea mult sos de pizza. Și s-a făcut ciorbă. A fiert acolo și s-a făcut... A ieșit bună. Bă, s-a făcut ca o supă de aia cremă, nu? Bănuiesc că s-a topit pâine. Da, și s-a și mâncat toată. Culme. Kim Kardashian a fost cel mai discutat personaj al lui 2021 în materie de apariții pe covorul roșu. Cu ce a șocat diva și nu doar ea, vedem chiar acum. Începe rubrica Așa da, așa nu. Bună seara, Cornel! Bună seara, Cove, bună seara, doamnelor și domnilor, din nou împreună în platoul Așa da, așa nu și din nou alături de mine, Landiana, vicepreședinte Ferii Fashion Week. Bună seara, ce faci? Bună seara din nou. Un Air Army, sper că nu e de la antrenamente sau mergi? Nu. Nici de vin, nici nu merg, dar mă bucur că m-am asertat cu tine. Și nu ne-am înțeles. Și nu ne-am înțeles. A fost doar așa, o pură întâmplare, dar oare ești curioasă dacă vedetele s-au asortat pe covorul roșu? Sunt foarte curioasă, ca de fiecare dată, să vedem ce mi-ai pregătit. Doamnelor și domnilor, iubitori de modă, știți deja că vedetele fac aproape orice pentru a ieși în evidență și pentru a fi cele mai comentate pentru aparițiile lor de pe covorul roșu. Ei bine, de la pene la blană, de la metal la șuncă, celebritățile ar îmbrăca orice, numai să rămână în istoria respectivului eveniment, sub o formă sau alta. Și astăzi aș vrea să facem o retrospectivă a celor mai comentate ținute de pe covorul roșu din 2021. Kim Kardashian cred că a fost nu cea mai comentată apariție de pe covorul roșu la Met Gala, ci cred că a fost cea mai comentată apariție din tot anul 2021. Vedetele și-au făcut apariție la Met Gala într-un mare fel și cu fața acoperită. Așa da, așa nu. Cum ți se pare de apariție ei? Da? Nu. E bine? Nu? Nu-ți place? De ce nu-ți place? Nu. Este too much. Am înțeles ideea, este vrea să șocheze, este, da, este too much black. Așa. Am înțeles că este influențată de soțul ei, fostul ei soț, să fie puțin mai îndrăzneață în alegerea ținutelor. Și-a îndrăznit. Dar s-a dus în extrema cealaltă. Dar. Nu se vede decât acea coadă neagră și ea de 75 de inci, dacă bine mi-amintesc, pentru că, așa cum ai spus, a fost răscomentată această Corect. Ținută și de fiecare dată alte detalii ieșeau în evidență. Dar... din punctul meu de vedere, este un așa nu și nici măcar nu e, adică poate că se potrivește cu tema, dar
pentru dar mine. Nu. Rămâne un așa, nu. Încerc să găsesc, să fiu de acord cu tine, dar nu. Cum s-a simțit make-up artistul lui Kim Kardashian în acea zi? Gen, n-a avut ce să lucre. Eu încă am dubii că eu nu cred că a fost ea acolo îmbrăcată. Cred că ea a stat acasă și râdea de ce ea... Așa am eu un mic dubiu, dar poate că e nefondat. Dar, într-adevăr, a fost o apariție interesantă, îndrăzneață, spectaculoasă, ieșită din comun și aș putea să vorbesc la nesfârșit așa. Cu fața acoperită, recunosc, a fost îndrăzneață. Nu știu câte vedete ar îndrăzni să apară pe covorul roșu așa. Deși dacă vorbim de Met Gala, cumva se acceptă că e Met Gala. Și dacă e Met Gala, cumva... poți să mergi aproape cum vrei, ca să nu mai aduc în calcul și Lady Gaga, care s-a îmbrăcat în șuncă la un alt eveniment, nu Met Gala. Deci da, se poate dacă vrei. I-aș da un așa da pentru curaj și pentru faptul că a îndrăznit, dar mă gândesc că nu știu dacă i-aș da un așa da pentru o apariție în România, de exemplu. Cred că dacă ar fi fost în România, ar fi trecut, cred că, total neobservată. Dar o să facem așa. Îi dau așa nu, pentru că totuși eu am un dubiu dacă este ea sau nu acolo, dar îi dau un așa da pentru îndrăzneala sau dacă și-a trimis o dosie, e foarte bună copia. În schimb, Gabi Espino a fost cea mai lăudată și criticată artistă la premiile Billboard pentru muzica latino din 2021. Artista a strălucit la propriu pentru mult râvnita poză de la panou, iar eu sunt curios dacă primește și un așa da din partea ta. Trebuie să arăt impecabil la 44 de ani să-ți permit să porți așa ceva. Nu știu cine i-ar da așa, nu. Nu știu de ce mă întrebi. Nu știu, eu încă nu mi-am dat cu părerea. Ok, nu sunt foarte de acord cu lenjeria la vedere. Așa. Dar este o apariție. Este. Arată eu ți-am impecabil. Zis că a fost comentată și răscomentată. Da, mie îmi place. Așa da. Așa da. Cum să nu-i dau așa? Știți că eu sunt cu muzica latino, cu așa mai departe. Îmi place. Pe lângă faptul că e curajoasă la 44 de ani să poartă și arată impecabil. Păr, machiaj, ținută, siluetă, tot ce vreți dumneavoastră. Și chiar și acea lenjerie la vedere cumva e destul de bine mascată prin acele pietre. E ok. E spectaculoasă apariția ei. Se poate și mai rău. Așa, da. Se poate și mai rău, corect. Nu mi-a pregătit ceva. Dacă tot vorbeai de mai rău, sunt foarte curios dacă ți se pare mai rău sau nu. Lil Nas X, care a fost artistul care a avut cele mai controversate apariții pe covorul roșu în 2021. La Bet Awards, el a ales un designer italian din Florența și, boom, a fost pe buzele tuturor. Așa da? Așa nu? Te mai gândești sau nu știi? Eu mereu i-aș da așa da pentru curaj. Și știu că stă o explicație în spatele acestei ținute și în spatele alegerii acestei ținute, dar este puțin prea mult pentru covorul roșu. Așa. Îi voi da așa da pentru curaj, dar așa nu pentru alegerea ținutei pentru pe covorul roșu. Pe mine mă duce cu gândul la un tablou cu ceva fetițe îmbrăcate, așa menuet, dacă nu mă înșel, de pe vremuri. E îndrăzneață apariția, trebuie să recunosc, dacă ar fi să, ca orice altă apariție a lui. Să-i acord un credit, este pentru curaj. Primește așa, da, din partea mea, pentru curaj, dar așa nu pentru apariție. Parcă mi-a plăcut mai mult Billy Porter, dacă e să analizez această ținută. Dar așa nu pentru apariție, așa da pentru curaj. Dar... Megan Fox a venit mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată la MTV Video Music Awards 2021 și tocmai din acest motiv a fost vedeta de pe buzele tuturor și după care toată lumea a întors capul. A fost bine, a fost rău, tu ce zici? Ai știut că mi-ai pregătit asta? Când am spus că se poate și mai rău, nu? Și mai avem, deci mai poate. Avem. Se poate și mai rău. Ce-ar mai fi de comentat? Nu știu, cu ce să încep? Este prea mult. Este, de fapt, nu este prea mult, este chiar prea puțin. Corect. Dar, acel wet look. Nu? Așa? Ea arată foarte bine, dar arată prea mult că arată foarte bine. Nu este cea mai fericită. Eu înțeleg de less is more, dar până la un punct. Ce primește exact. Din partea ta? Așa nu. Așa nu. Sincer să fiu, nici nu am ce să analizez, că e o plasă, e o perdea acolo foarte, foarte transparentă pe care ar trebui să o comentez și cam atât, dar acea plasă, repet, nu se prea vede.
fără prea multe detalii, așa nu, stai jos, 4. Și încheie medita din această seară. Ai fost mai transparent decât corect. Cu noua Cyrus, care nu a putut să nu intre în gura lumii după ce a apărut pe covorul roșu la primile Grammy cu acest look. Părerile au fost împărțite, dar eu sunt curios ce crezi tu de apariția ei. Dacă înainte aveam o vedetă dezbrăcată, acum o avem pe cea îmbrăcată. Că tot vorbeam de extreme, da, îmi place în partea de sus. Ținuta nu e greșită, nu e rea. Acum că nu avantajează pe ea... E partea a doua. E partea a doua. Și poate că dacă ar fi optat pentru această ținută la o operă sau un eveniment, nu știu, de artă, ar fi fost... Mai potrivit. Dar pentru covorul roșu nu cred că a fost o mai bună alegere. Și atunci primește? Așa nu. Așa nu. Plus, dacă văd eu bine, are bijuterii din argint și din aur? Are din aceeași colecție cu rochia. Da, cred că eu n-aș opta pentru niște bijuterii. Nici n-ai purta așa ceva. Nici n-aș purta așa ceva. Deci de la tine primește așa. Un așa nu. Mă gândeam că i-a fost cumva comod la tot acel eveniment. Ea cumva a venit cu pătura și plapuma și perna de acasă. Că le-a avut acolo 2-3 în 1, cât vreți dumneavoastră. Recunosc că e o apariție interesantă. Vorbim de niște premii pentru muzică, unde cumva se acceptă și apariții mai extravagante. Aș fi văzut-o, de exemplu, la Muzeul Louvre pentru ceva expoziție extraordinară. Sau în... Qatar, în celebrul muzeu de acolo, dar cumva recunosc. Nu-mi displace, vorbim de totuși de un eveniment muzical, o să fiu indulgent de această dată, îi voi da un așa da. Ai fost atât de aproape să fii de acord cu mine toată seara. M-am răzgândit. Așa da, pentru apariția ei, nu-mi displace, ba chiar mi se pare că într-o oară 40% s-a potrivit cu evenimentul. Deci cumva am împăcat cu toată lumea. Și uite că ai scăpat și de această dată. Mulțumesc mult de tot. Hai, te mai chem atunci. Okay. Mulțumesc mult de tot că ai fost alături de mine și abia aștept să ne revedem așa, army style. Doamnelor și domnilor, atât din platoul Așa Da, Așa Nu, să aveți o seară spectaculoasă. Am revenit, sunteți la Flash Monden. Când cineva spune că în spatele unui bărbat puternic stă o femeie și mai puternică, să credeți fără să cercetați. Uite cazul lui Zlatan Ibrahimović. În teren e fiară, iar acasă mielușel. Soția sa, Helena, este mână de fier. Nu mă credeți? Ia priviți! Dintre cei mai renumiți fotbaliști ai lumii, e ca un tank și pare că nu îmbătrânește niciodată, e Zlatan Ibrahimović. Pe teren e neînfricat, nu se dă în spate de la nicio provocare și ai zice că nimeni și nimic pe această lume nu-l poate îmblânzi. E cât se poate de fals. Orice naș își are nașul, iar Zlatan și l-a găsit în 2002, când a văzut-o pentru prima oară pe soția lui Helena. El avea doar 21 de ani, iar ea 32. Pentru ea, eu am fost doar un altul. Cu un ceas auriu, o mașină ce îți fură ochii și ascultam muzică mult prea tare. Pe vremea când s-au cunoscut, ea nu era vreo pier de vară. Lucra ca manager de marketing și mai avea un job într-un restaurant. Era determinată să reușească pe forțele proprii și nici pe departe nu era visul ei să ajungă doar o soție de fotbalist. Nici măcar nu era interesată de o poveste de dragoste. El însă, ca un taur în arenă, era determinat să o câștige și a luptat ceva. Tocmai de asta i-a dat și o poreclă ce include cuvântul diabolic. Când l-am cunoscut pe Zlatan, nu aveam nevoie de el și poate chiar asta i-a plăcut la mine. We'll never turn down a challenge. Dar dacă tot a reușit să o cucerească, Helena și-a întors toată atenția spre el. A renunțat la job și a plecat alături de el prin lume. A început pe când el lucra la Juventus. So that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Chiar dacă mereu i-a stat
alături este una dintre cele mai discrete neveste de fotbaliști din lume și niciodată n-a avut ca scop să apară pe copertele revistelor. Nu, nu, altul a fost și a transformat soțul într-un adevărat animal de pradă. Recunoaște și el că datorită ei e temut, e intrigant, e pe alocuri fioros, dar acasă, mielușel. Acolo cântă găina. Soția mea nu mă lasă să am poze cu mine. Îmi spune că deja se vorbește destul despre mine și nu vrea să mă vadă și pe pereți. E destul că mă vede fizic. Cine s-ar împotrivi la așa remarcă? A fost catalogat ca fiind cel mai încrezător om de pe planetă, dar se pare că nici încrederea aceasta nu vine de una singură. I'm not arrogant, I'm confident. I said once before, I feel like Benjamin Button. I was born old and I will die young. Astăzi, Helena se ocupă de toate finanțele casei și de toate proprietățile pe care le au prin lume. A pus stop carierei personale, dar e hotărâtă să revină abia când soțul ei se va retrage din viața sportivă. E dedicată cu totul familiei și mai ales celor doi copii pe care îi au împreună. De răsfățat, nu se pune problema. Zlatan o vede ca pe o zeitate, deși glumele nu-i lipsesc. Cadourile de ziua ei sunt excepționale. Îi cumpără an de an. Nimic, îl are pe Zlatan. Ce să facem, domnilor, se mai întâmplă, nu-i așa? Am mai auzit de astfel de cazuri, nu doar Zlatan Ibrahimović se află în această situație, dar e mai bine așa, pe teren, dar în afară să fii fiară, iar acasă mielușel. Doamnelor și domnilor, atât pentru această seară, Flash Monden a ajuns la final. Rămâneți pe Prima TV! Acest program poate fi urmărit și pe primaplay.ro.